structura statului și instituțiile din Republica Moldova. Considerăm că este o chestiune chiar democratică și, de fapt, are loc în mai multe state. De aceea, oferta este făcută, sperăm că vor avea înțelepciunea și maturitatea politică necesară, partidele de opoziție, să găsească modalitatea de comunicare între ele, în așa fel încât să desemneze acel reprezentant, acel lider al opoziției și prin lege, garantăm că prin lege o să îi se ofere participarea în anumite procese și acces la informații. Și ultimul subiect la care aș vrea să mă refer este că astăzi am revenit de la Berlin, într-o scurtă vizită pe care am desfășurat-o împreună cu colegul meu, Iurie Ileancă. La Berlin am avut ocazia să discutăm cu un alt demnitar din Cancelaria Federală a Germaniei și din Ministerul de Externe. Cu această ocazie am și transmis felicitări celor care au câștigat alegerile parlamentare în Germania și doamnei Merkel în mod special, dar am mai realizat o chestiune, cred că foarte importantă, de recunoștință, în primul rând, din partea Republicii Moldova. În Berlin avem un prieten foarte bun care s-a implicat foarte mult în tot ceea ce înseamnă interesul european al Republicii Moldova. Este vorba despre consilierul pe politică externă și de securitate a doamnei Angela Merkel, Christopher Heusgen. Dumnealui a fost numit recent ambasadorul Germaniei la Organizația Națiunilor Unite. Dumnealui s-a implicat foarte mult și a venit cu suport mare a Republicii Moldova, inclusiv la semnarea acordului de asociere și obținerea regimului liberalizat de vize. Am avut ocazia să stăm mai mult cu Christopher Heusgen și ca recunoștință și exprimarea aprecierii pentru tot ceea ce a făcut el pentru Republica Moldova, l-am decorat cu medalia Parlamentului, medalia democrației. Bineînțeles, și comunicatul oficial din partea Parlamentului la acest subiect va fi făcut astăzi. Mulțumesc frumos, dacă sunt întrebări, vă stau la dispoziție.